Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Să vom face aceste brioșe. Regați! Aceste brioșe sărate cu măsline. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. De astăzi o să intru în fiecare vineri pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu camelia și bucate gustoase în direct. Vom face câte o rețetă și în cursul săptămânii, dacă o să am timp, am să mai intru. Aștept mesajele voastre în comentarii, dacă v-a plăcut rețeta sau nu, și să vedem de ce avem nevoie. Am să aduc camera spre masă. Așa. Și o să avem nevoie de parmezan, de 20 de grame de parmezan, un ou, 50 de grame de măsline, o linguriță de muștar, cam 10 grame de muștar, așa, un praf de sare, praf de copt pentru prăjituri, pentru preparate sărate, nu de acela pentru prăjituri, dar dacă nu aveți, puteți spune și de acela că este bun. Scrie pe, eu am cântărit totul în grame, hrean proaspăt, ia uitați, hrean proaspăt dat prin răzătoare, o linguriță, cam 10 grame, vin, 45 de grame de vin, 45 de grame de ulei și 95 de făină. Și o să avem nevoie de un bol unde o să punem ingredientele, așa. Unde avem făină, o să punem un praf de sare. Așa. Cu praful nostru de copt. Și o să amestecăm. Amestecăm așa bine. Acum, aici, în vasul nostru, o să punem oul. O să punem muștarul, o să ne ajutăm așa cu o linguriță să punem. O să punem și hreanul. Să știți că este foarte, foarte, foarte gustos. Această compoziție foarte gustoasă. Punem și parmezanul. Puteți pune și cașcaval, și brânzică sărată dacă aveți. Așa. Și amestecăm. Eu am să le amestec cu cutelul, ca să se amestecă mai bine. Așa. Și amestecăm așa, bine, bine, bine. Se fac foarte repede, nu avem nevoie de mixer. Așa. Acum adăugăm și uleiul și vinul. Pur și simplu se amestecă toate așa, împreună. Le amestecăm așa puțin. Așa. Și acum o să adăugăm făina cu praful de copt și cu sare. Așa, o adăugăm așa pe toată. Și la urmă o să punem măslinele. Rețeta este foarte simplă. Așa. Încercăm să amestecăm așa bine ca să nu avem cocoloașe. Am să țin așa în mână ca să se amestecă mai bine. Așa. Vedeți?
amestecăm bine, bine. Și apoi o să le punem în formă. În forme mici. O să iasă din această compoziție circa 6 brioșe. Vedeți? Așa. Acum o să punem măsline. Le putem pune și întregi sau le putem și tăia bucățele. Așa, ia să vedem aici, avem și un pun. Unde o să tăiem măslinele. Am să le pun și am să le mărunțesc aici pe fund. Și apoi o să le punem. Și le tăiem cât de mărunt dorim să le avem aici puse. Sunt fără, măslinele sunt fără sâmburi. Le-am cumpărat fără sâmburi și sunt și puțin condimentate cu ardei de. Așa. Eu am să le las așa. Acum o să punem aici și măslinele. Puteți pune și ardel gras, și bostănel, și sălămior, și păstrămior. Ce doriți puteți pune în... Așa. Și amestecăm acum. Eu mi-am pregătit și o tavă. Să scot că mi-a intrat în urmă. Așa. Să eliminăm terul. Scoate măslinile, au intrat și au rămas aici. Nu vor să iasă. Așa. Punem aici, amestecăm așa bine cu lingură. După ce am amestecat bine, eu mi-am pregătit această tavă, o să vă arăt. Așa. Această tavă și vom umple. Acum aceste forme de hârtie și vom pune așa în interior cu lingura. Ne ajutăm și cu lingurița așa mică și vom pune una. 6 ar trebui să ne iasă. Așa. Vrem să le facem mai mici, punem mai puțin în forme. Vrem să crească mai mult. Ia să vedem câte au ieșit acum, câte sunt. 2, 4, 5, 6, 7. Și acum o să le umplem. Să iasă mai mărișoare. Așa, și mai punem.
și puțin în fiecare. Așa. O să le dăm la cuptor la 180 de grade și lăsăm circa 20 de minute. Le controlăm cu scobitoarea. Și să vedeți ce bune sunt. Așa. Am luat tot de pe... Acum o să le dăm la cuptor. Punem aici în buletă. La 180 de grade. Vedeți? Ne-au și 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa. Și ne-am pregătit, ia uitați, un globul fiert. L-am aici, l-am acoperit cu folie. Așa. Eu am să pun în loc de zahăr, am să pun puțin miere. Și mierea am să o pun după gust, am să gust. Vom mai avea nevoie și de alune. Deci am pus aici cam 300 de grame de grâu cu aproape 1 kg de apă. Și am lăsat la fiert până a înflorit. Și a scăzut bine, 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 cu puțină sare. Punem în vas, acoperim și lăsăm la rece. Și lăsăm până a doua zi. Apoi am măcinat 100 de grame de nuci. Aici miere de albine sau zahăr, eu pun după gust, cât de dulce dorim. Așa. Aici eu am pastă de mandarine, pe care o fac eu în casă și o țin la congelator și o scot. Sau puteți pune coajă de lămâie sau de portocală, ce doriți să puneți. Așa, esență de rom, că trebuie să fie aromat. Aici mai am ciocolată, sau puteți folosi și cacao, ciocolată amăruie. Biscuiți măcinați. Aici am 50 de grame de ciocolată, 100 de alune de nuci. Și biscuiți 100 de grame. Aici mai am câteva de mirtili roșii, sau puteți pune și stafide dacă doriți. Și ciocolata o luam așa și am măcinat-o bine, 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 bine. Acum. Am să iau o lingură. Aici am grâu și am să pun. Am să pun din miere. Am să pun așa o lingură. Două linguri am să pun, cât am aici, de miere. Puteți pune și zahăr, dacă doriți. Așa, o să punem, eu am să pun pasta de mandarine. Ia uitați-o cum o țin, vedeți? O țin la congelator și este foarte, foarte bună. Este cu zahăr făcută. Am să pun aici două, cam două lingurițe. Așa, fiecare pune după gust. Așa. Am să pun și romul. Nucă. Și am să amestec încet, încet, așa, pe toate. Bună ziua, bună ziua! La cine a venit acum? Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Așa. Să amestecăm așa bine, bine totul. Așa.
gustăm să vedem dacă este bun de aromat, de dulce. Așa. Așa, am să pun și câteva, puteți spune și stafide. Eu aici am mirtili roșii. Nu le hidratez pentru că se hidratează în interior. Așa. Și amestecăm. Așa. Amestecăm așa bine. Să văd. Nu avem ceva aici. Și am revenit. Și amestecăm. La cuptor avem brioșele. Așa. Le mai lăsăm puțin. Și între timp noi facem aici. Gustăm să vedem dacă este aromat. Mai putem pune puțin rom. Așa, și mai punem puțin rom. Hai să vedem. Și amestecăm bine totul. Apoi vom pune totul pe o farfurie. Așa. Așa, gustăm. Gustăm să vedem dacă este bun, dacă este aromat. Foarte bun. Cum am spus, eu am preferat să pun zahăr în interior. Nu am pus... am preferat să pun miere, mă scuzați. Și dacă doriți, puneți zahăr. Așa. Este gata. Acum voi pune pe o farfuriuță. Așa, aici. Voi pune compoziția. Toată. Așa.
Așa, și așa un copalețivă. Întindem așa. Și apăsăm. Hai să mă uit și la brioșe să vedem cum arată. Imediat sunt gata și brioșele. Mai apăsăm așa puțin. Așa. Să intru în fiecare vineri în direct, în jur de 12:20, 12:30 și o să facem câte o rețetă, două. Îmi puteți lăsa mesaj și în comentarii cam ce ați dori să facem împreună. Și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, găsiți peste 600 de rețete și dulci și sărate. Găsiți și creme și mai găsiți și tratament pentru păr, săpun de casă făcut la rece. Așa, și uleiuri, tratament pentru păr, pentru unghii. Așa. Am să las așa. Ia uitați. Așa. Acum am să pun puțin din biscuiți peste. Așa. Așa, aici este aproape gata. Încet, încet trebuie să avem răbdare ca să ne iasă bine totul. Așa. Cu răbdare. Sper că a ieșit rotundă. Așa. Mai ridicăm așa pe laturi din...
biscuiții sunt de post. Totul de post astăzi. În afară de brioșe. În afară de brioșe. Așa. Acum să dăm de parte. Și acum o să împăturim în patru. Am să tai cu foarfecul, nu așa, aici. Așa. Și acum să tăiem. Și să tăiem acum. Așa. Să vedem cum iese mai întâi. Așa. Așa, am tăiat așa aici. Așa, și am să o aplic așa peste. Și o să punem din ciocolata noastră. Încet, încet, cu răbdare. Așa, să iau o linguriță. Și o să punem, hai să vedem brioșele. Cred că sunt gata. Da. Așa, și luăm din ciocolata noastră și punem așa peste. Așa.
Așa. Încet și cu răbdare. Vă este mai ușor, puneți cacao. Să vedem cum iese. Așa. Eu am vrut să pun ciocolată. Ia să punem și prăfușor care este mai... Așa. Și apoi scoatem. Cu mare grijă. Să vedem ce a ieșit. Încerc să iau așa încet, sper să nu fac pozne. Ops. Cam așa a ieșit. Așa. Și aici putem pune așa câte o stafidă sau sau puteți pune cum am eu aici mirtilii roșii. Așa. Ce spuneți? Cum a ieșit oliva noastră? Ia uita ce frumoasă este. Sper să încercați rețeta și să-mi spuneți dacă vă place. Așa. Și astăzi am început cu brioșele noastre și acesta a fost bonusul. Dar am zis că dacă tot o fac, zic să o facem împreună. Așa. Și să scot de la cuptor brioșele. Și să le punem așa peste aici. Să le puțin deoparte. Așa. Nu uitați. Brioșele le puteți face și de post. Eliminați oul și mai adăugați încă puțin vin sau puțin în loc de ou. Așa. Acestea sunt făcute înainte, pe le-am făcut ca să vă arăt cum sunt. Ia să le scoatem. Să le scoatem și să le punem așa pe un platou. Acestea sunt primele făcute. Așa. Și acestea care sunt fierbinți. Așa, am să desfac una să vedeți cum arată. Ia uitați. Așa. Să iau cu așa. Acestea sunt rețetele de astăzi. Ia uitați să vă arăt acum scoasă din cuptor cum arată. E fierbinte, să știți. Încerc să o desfac. Așa.
Este fierbinte, fierbinte. Am să o țin așa cu un șervețel că frige. Așa, și să o rupem. Ia uitați, încerc să o rup. Ia uitați, cum iese avrul. Cu măsline. Brioșe cu măsline. Vedeți? Așa. Rețeta am scris-o. Cine dorește și rețeta la colivă, am să o scriu. De astăzi intru doar în, pe YouTube în direct și apoi am să public pe pagina mea de Facebook. Acestea sunt rețetele de astăzi. Eu vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături. Astea să ridic să mă și vedeți. Să văd dacă reușesc. Așa. Ia să dau mai în spate camera, să vă poate și vedem puțin. Așa. Vedeți? Mă vedeți? Acestea sunt rețetele, ia uitați. Brioșe, brioșe cu măsline. Și am făcut și o colivă mică, 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 mică. Ia uitați. Eu vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere și am să intru și în cursul săptămânei. Am să mai intru în direct când o să am timp. Vă pup dulce. Vă pup dulce și vă doresc multă, multă sănătate și mai bine. La revedere. Și vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Vă mai arăt un pic. Brioșe cu măsline. Brioșe sărate cu măsline. Am făcut astăzi o rețetă super, super gustoasă. Sper să o încercați. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Și am mai încercat și această rețetă de colivă. Am făcut-o împreună cu voi. Și să-mi lăsați mesaj dacă o încercați. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Foarte, foarte, foarte mult că mi-ați fost alături astăzi. Acestea sunt rețetele. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere, o zi frumoasă!